O premieră pe care o marchează acest an școlar este lipsa manualelor tipărite și digitale pentru clasele a întâia și a doua, pe care ministrul Remus Pricopie le-a promis încă de la preluarea mandatului, numai că rezultatul licitației pentru achiziția de materiale noi a fost contestat de mai multe edituri, ceea ce va întârzia cel puțin 2 săptămâni distribuirea noilor manuale. Inspectorul școlar general Mioara Enache spune că în acest timp cadrele didactice vor preda după manualele vechi. Aceasta a transmis deja școlilor să nu cumpere manuale sau caiete auxiliare, pentru că acestea vor fi distribuite gratuit în momentul finalizării licitației. Activitatea se desfășoară normal, cadrele didactice sunt instruite și pregătite din punct de vedere profesional pentru a desfășura activitatea normală la clasă, și manualele vechi constituie un reper pentru procesul de predare-învățare, dar acestea nu trebuie să fie cumpărate de părinți, nici auxiliarele, nu este voie să se distribuie în școli sau, eu știu, să existe variante de a fi cumpărate de către părinți de la edituri care vin și profită de acest colaps. Părinții copiilor de clasa a întâia și a doua sunt îngrijorați de lipsa manualelor, mai ales că se plâng de programa foarte încărcată. Temele sunt un pic cam multe, ar trebui un pic redus, că e foarte obositor pentru copii. Deja e ieșit obositori când a terminat a întâia, acum a trecut în a doua, nici n-au mai vrut nici temele să le facă cum trebuie. Mesajul Inspectoratului Școlar pentru părinți este că nu au motive de îngrijorare, deoarece profesorii sunt foarte bine pregătiți să facă față lipsei temporare de suport didactic. Nu trebuie să-și facă griji părinții, să aibă încredere în cadrele didactice, care sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, și în mod sigur situația se va remedia cât mai repede, așa cum ne-a promis și domnul ministru. Același lucru îl susțin și directorii unităților de învățământ, care se bazează pe profesionalismul cadrelor didactice. Asta este o problemă pe care sperăm să o acoperim cu ajutorul doamnelor învățătoare, care și-au pregătit materiale didactice pentru cele 2 săptămâni, sperăm, care să fie cât mai scurte până la apariția manualelor. Ministerul Educației trebuie să reevalueze ofertele editurilor în termen de 10 zile. Dacă nu vor fi depuse noi contestații, ministerul va încheia contract cu firmele câștigătoare care vor publica manualele digitale pe site-ul www.manuale.edu.ro. Va urma apoi o perioadă în care învățătorii vor studia oferta și vor alege un manual din cele câștigătoare și abia apoi școlile vor face comenzile pentru manualele tipărite, pentru ca acestea să ajungă fizic în școli. Un termen estimativ pentru intrarea manualelor în varianta print în școli este octombrie 2014.